Bună ziua! Astăzi vă voi face o scurtă prezentare la mașina marca Peugeot 307 SUV și anume tablourile de siguranță, unde anume sunt plasate tablourile de siguranță, numerotarea siguranțelor și semnificația fiecărei siguranțe și cum procedăm la înlocuirea unei siguranțe cu alta nouă. La mașina marca Peugeot 307 SUV, cutiile cu siguranță sunt plasate în partea șoferului stânga, lateral de volan, după cum puteți vedea. Pentru a ajunge la siguranțe, trebuie să desfacem capacul cu o monedă. Eu l-am desfăcut deja, ca să puteți să vedeți. Aici este șurubul. L-am desfăcut, iar apoi se trage de capac și iasă ușor afară. Și putem să lucrăm la siguranță. Pentru înlocuirea unei siguranțe, găsim o pensetă specială, după cum se poate vedea. Situată în interiorul capacului cutiei de siguranță, în același loc găsim și siguranțe de schimb. La mine mai puține. Acum vă voi spune fiecare siguranță ca număr, intensitate și funcția ei. Siguranțele sunt în spate, după cum le vedeți. Siguranța F1, 15 A, ștergătoare spate. F2, 30 A, închidere încuietori. F3, 5 A, cutie comandă airbag-uri și sistem pretensionare. F4, 10 A, contactor pedală de frână, stop și ambreiaj, contactor nivel apă motor, senzori unghi volan, senzor dublu ESP, filtru de particule, priză diagnostic, retrovizor, electrocom. F5, 30 amperi, acționare electrică, geamul față, trapă, dezghețare retrovizoare. F6, 30 amperi, acționare electrică, geamuri spate. F7, 5 amperi, plafoniere față și spate, lumini lectură, iluminare torpedo. F8, 20 amperi, radio auto, radio telefon, ecran multifuncție, sirenă alarmă, senzor de volum alarmă, dispozitiv de remorcare, modul școală auto, alimentare comenzi sub volan. F9, 30 amperi, priză 12V față, priză 12V spate. F10, 15 A, cutie de viteză automatică, calculator de detectare, presiune, pneuri, contactor, stop. F11, 15 A, priză diagnostic, filtru de particule, antifurt, curent slab. F12, 15 A, modul școală auto, asistență la parcare cu spatele. F13, 5 A, cutie de viteză, senzor de ploaie și luminozitate. F14, 15 A, dispozitiv de remorcare, bord, cutie comandă airbag-uri și aer condiționat automatic. F15, 30 amperi, comenzi, închidere, deschidere, încuietori. F17, 40 amperi, lunetă spate cu sistem de încălzire. F39, 20 de amperi, încălzire scaun, șofer și pasager. Din partea stângă, șofer. Acum vom merge și vedem și tabloul de siguranță numărul 2, care se află în compartimentul motor. Am reglat. După cum se poate vedea, este așezat lângă baterie. Eu am luat capacul, la fel se poate lua foarte ușor capacul și se poate vedea tabloul de siguranță din compartimentul motor.
Deci pentru a ajunge la siguranțele din compartimentul motor, după cum vedeți, trebuie să ridicăm capota, normal, iar lângă baterie, partea șoferului, se poate vedea compartimentul unde avem următoarele siguranțe. F1, 20 de amperi, alimentare, calculator și releu de mare viteză, GMV. F2, 15 amperi, claxon. F3, 10 amperi, pompă spălător geamuri față-spate. F4, 20 amperi, pompă spălători faruri. F5, 15 amperi, pompă carburant și electrovană aerisire canistră. F6, 10 amperi, calculator cutie de viteză automată, comandă releu blocare funcționare cutie viteză automată, contactor comandă impuls, releu de mare viteză GMV, lămpi xenon stânga și dreapta. F7, 10 amperi, calculator ABS, SP, calculator grup electropompă de direcție asistată. F8, 25 de amperi, comandă demaror. F9, 10 amperi, cutie de încălzire suplimentară la diesel. Contactor nivel apă. F10, 30 de amperi, dispozitive de acționare a calculatorului motor, bobină aprindere, electrovane, sonde oxigen, calculatoare, injectoare, dispozitive de reîncălzire, electroventil canistră pentru mașini benzină 1.4 și benzină 1.6. F11, 40 de amperi, pulsor aer condiționat. F12, 30 de amperi, viteză mică, mare, ștergătoare, față. F13, 40 de amperi, alimentare, calculator, funcții inteligente. F14, 30 de amperi, pompă de aer. F15, 10 amperi, fază lungă, dreapta. F16, 10 amperi, fază lungă stânga. F17, 15 amperi, fază scurtă stânga. F18, 15 amperi, fază scurtă dreapta. F41, 15 amperi, calculator cutie automată cu 6 viteze. Dragii mei, sper să vă fie de folos aceste informații utile. Vă doresc sănătate alături de cei dragi. Nu uitați, like și vă abonați. Vă doresc o zi minunată. Vă mulțumesc. La revedere!